Salut, eu sunt... Oh my god, nu, iertați-mă. Ăla era pentru live stream. Salut, eu sunt Alex și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft, lumea lui Alex astăzi. Băgăm și noi un texture pe Alex sau. Hai să băgăm Sandcraft ăsta că pare drăguț. Astăzi ne jucăm niște lumea lui Alex, din nou, ca de obicei. Nu știu dacă v-am amintit din episodul trecut ce am mai făcut pe aici. Ei bine, am mai finisat eu casa cu mici detalii, de exemplu, am făcut candelabrul ăsta, am făcut chestia asta, parcă pe aici, nu știu dacă o făcusem. Și am terminat pe afară finis chestiile astea. Vă amintiți voi? Da, am terminat acoperiș și toate chestiile astea. Deci am făcut finisajele casei în vreo 2 sau 3 zile, nu știu exact cât timp, pentru că n-am mai postat de foarte mult timp pe canal. Și ăsta va fi ultimul, adică n-am mai postat jocuri, gen n-am mai postat videoclipuri că am făcut live stream-uri. Dar ăsta va fi ultimul videoclip cu de genul ăsta pentru că o să-mi fac un setup total nou, adică setup, nu calculatorul, calculatorul nu schimb nimic, o să-mi iau un comonitor, o să am braț de microfon, o să-mi fac un setup total nou de mâine, cred, o să-mi iau și un webcam nou, o să fiu și o poziție nouă pentru webcam. Pentru webcam, că de ce nu? Și o să fie totul super ok. Și acum, fraților, vreau să vă rog să nu ezitați și voi să apăsați butonul de like, să strângem și noi peste 400 de like-uri la acest videoclip pentru revenire, să postăm cât mai mult Minecraft, lumea lui Alex. Eu știu că o place foarte, foarte mult seria asta și de-aia o și filmez în momentul de față. Hai acum să vedem cum facem. Avem aici foarte multe chestii și nu mai știu ce vreau să fac cu ele. Hai să le punem pe toate deocamdată în chest. Vreau să facem câteva chestii speciale în clipulețul nostru de astăzi. Bine că am lăsat o ușă, deci din toate itemele din inventarul meu eu am lăsat o ușă. Bun, ia și tu, mâncare, bă, frate. Unde-i, mă? Uite, carne, carne, lapte și ouă. Aia și nu-i gunpowder, bă, da, prost merge totul. Ok, hai că mergem așa. O să mergem să facem rost de niște coal, că am nevoie de niște coal. Ia-te-l, bă. Dai-mă drumul. Dai-mă drumul. Ăla-i, bun. Bă, da, mulți mai sunteți, mă. Bă, aici parcă am adunat noi piatră, dar de nu mai știu. Că nu prea găsești căul așa de ușor, vedeți și voi chestia asta. Am nevoie pentru că vreau să fac torțe, pur și simplu am nevoie de multe, multe torțe. Și văd că pe aici se poate ieși pe undeva, aparent. Da, absolut nicăieri. Deci n-am ieșit nicăieri. Foarte bine. Și ca să ies de aici, ar trebui să fac o carată, nu-i așa? Că gen... A, am înțeles, de aia s-a blocat. S-a blocat drumul, s-a surpat drumul, așa. Ciudat. Asta e căulul. Da, bă, dar nu observ căulul. Fiți ar texture pe coai. Băgăm asta, poate mai ok cu Elvelenlight. Poate e și mecher cu asta, nu știu. Poate se observă căulul mai ușor. Da, oarecum se observă puțin mai ușor, nu cine știe ce, nu-i mai de schemă. Și văd că avem și niște fier aici, deci este bine. Bă, măcar ne-am făcut casa, este o casă frumoasă. O să vreau să o finisăm cât de curând. Mă gândeam că ar trebui să facem niște explorări acum, să începem și noi să căutăm diamante și toate chestiile astea, pentru că avem mai multe chestii de făcut pentru seria noastră, că nu putem să o lăsăm așa deocamdată, nu așa, nu putem să o lăsăm. Și o să iau și astea. Da, deci vreau să mă ocup de chestia asta cu... Hai, mă. Vreau să mă ocup de toată chestia asta, de toată treaba asta. Și poate facem și peretele abonaților cât mai repede. Deocamdată v-am zis, vreau să ne focusăm și noi un pic pe diamante și pe toate chestiile astea, pentru că știu că voi de-abia așteptați peretele abonaților să pun acolo cât un abonat. Dar mă gândeam să facem o chestie oarecum provizorie, unde să începem să punem abonații și după să facem... Sau de fapt mă gândeam să pur și simplu să peretele abonaților să fie un perete, frate. Ce-ar fi? See this shit? Cum ar fi ca perete de abonați să fie un perete? Sau ar putea să fie ceva special, dar chestia asta este destul mai grea. Destul mai grea. Este destul de grea. Știți cu ce ar merge? Cu foarte, foarte multă piatră. Probabil o să încerc. Dacă am putea să colectăm niște piatră, nu știu. Hai să colectăm așa. Nu știu. Vreau să fac un fel de turnuleț unde să ne punem noi abonați, nu știu. Adică pe voi. O să fac un fel de turnuleț. Mi se pare o idee destul de bunicică. Pe aici e și una altă mine, nu-i așa? Da. Mi se pare o idee bunicică asta cu turnulețul și bine sunt făcute astea, cred că tot i-am spart și pe aici. Să fac un fel de turnuleț unde să vă pun pe voi abonații, pentru că n-am altă idee de altă și ar trebui cam trebuie să găsesc eu niște idei în scurt timp, pentru că deja mă repede foarte mult de oricum, pentru că punem și noi torță, să vedem pe aici ce se întâmplă, cum o mai ducem, cum mai e viața. Aș putea totuși să țin în mână dacă nu mă înșel. Da, bine, la mișto așa că nu mă ajută la nimic. Dar o țin ca să arate frumix. Bă, nu, n-am pus type stream-ul, da, l-am scos. Ok. Folosiți și OBS-ul ăsta vechi. OBS-ul nou era mai ok, dar nu are un bug, nu știu, să-l reinstalez dacă vreau să-l folosesc, deci...
E nașpa în momentul de față. Asta e altceva, am desit. Cred că o să facem pe turnul mai degrabă decât un perete normal, pentru că arată mai frumos și cred că ați vrea și voi să apareți într-un loc mai frumos. Deci o să fie un fel de perete la abonaților, turnul abonaților, ca să zic așa. O să fie o schemă. Băi, asom. E foarte târziu și de aia. Cred că e ora 2, nu știu exact. Trebuie să mă și culc mâine, trebuie să mă duc să iau alea. Monitorul și toate chestiile alea, webcam. Vedem dacă dacă reușesc să le iau mâine, dacă le iau pe toate, dacă e tot ok. Și după... Hai mă duc, da. Și după... O să fim pe bine și o să începem să facem un live stream-ul, ca să avem un setup cu totul și cu totul nou și o să fie și mie totul mai ușor. Acum asta oare cum schinjuit așa aici, sub birou cu astea și e ciudat. Microfonul în fața mea. Nu pot să zic că am condiții rele, am condiții chiar foarte bune, dar... Tot e mult mai profesionist, așa, pentru că deja am trecut și eu la un alt nivel cu ambele canale, cu canalul de vlog cel puțin la un, cu totul și cu totul la alt nivel și, și cu canalul ăsta chiar am trecut la un alt nivel și vreau să încep și o să investez mai mult timp și chestii astea în el. Mai mulți bani în primul rând, că ăștia sunt niște bănuți pe care îi investesc eu aici și am investit și din bani din donații. Deci bani din donații sunt capiși și așa, îmi sparge tot. Bun. Am spart tot, cobblestone, toate astea. Hop, hop. Bun, 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 bun. Hai acum să... ce să facem eu? Oh my god, frate, știi pe ăștia? Cum să scap eu de ei? Spuneți-mi și mie că e un plimbăreț, el se plimbă. Este un plimbăreț drăguțul de el. Deci mă cam enervez, frate. Și după ce că te lasă, vii la mine în casă. Te lasă, mănânci vâncaia. Mai e și urât cu spume. Zii mersi că te accept pe planeta noastră și nu dau cu insecticide pe aici. Și să cred că ar trebui să cobor un pic al nerăbilor ăla, nu știu. Am făcut chestiile astea, am pus geamurile și uite ce am făcut. Asta mi-a plăcut, asta îmi place mult. Chestia asta cum am făcut așa. Și îmi poți să urci de aici și dacă vrei să te uiți așa. Nu știu dacă nu pot să vă arăt acoperișul, adică ar trebui să stric totul practic pentru a arăta acoperișul. Dar mie chiar îmi place cum arată, este un acoperiș de genul ăsta. Vedeți? Mie oricum îl vedeți și în poză. În ultima poză, în ultima... Du-te, doamne, iartă-mă, nu, nu. Hai, fii cu mine, bossule, n-ai nicio șansă să strigi nimica, ok? Ești băia cu minte astăzi, hai, hai, hai. Nu! La limită, bă, reușeam! Da, oarecum e ok, adică locul unde a spart, n-am făcut mare ravagii. Pot doar să pun așa. Bă, urâte texturile astea, mă, lasă-mă cu texturile fundului. Pun default, că e cel mai șmecher. Hai. Default și pun ăsta, pun shader. Pun shader, pun rudoplace și ăla-i. Tati, gata, ne descurcăm. Prea multe texturi, prea multe bășini. Lasă așa. Ăla-i, tati, cel mai frumos Minecraft ever. Ăsta e doar o textură, un shader și o apă buguită și ăla-i. Bun. Adică să încep să pun torce pe afară unde alta. Pentru că vedeți și voi, se spawnează foarte mult ăștia și nu-mi place chestia asta. O să pun, cred că uite așa. Pentru a mă asigura că nu se mai spawnează, să nu strice mie casa. Chiar dacă... arată nașpa chestiile astea când le pun. Bă, din păcate e nevoie mare de ele, vedeți și voi că se spawnează toți fraierii ăștia și mi se sparg mie casele și chestiile astea și nu vreau să se întâmple. Bun, am făcut asta și acum mai trebuie îmi trebuie să se prăjească ăsta pentru prima dată. Mai trebuie niște lemn. O să iau pe ăsta așa. De fapt, hai să folosim mine lemnul ăsta că nu mai îmi trebuie oricum. Ah, cred că pe ăsta l-am dat zidă. Din free chest? Ce mă? Du-te mă, nu cred că s-a spawnat aici un creeper. Deci nu cred chestia asta. Deci nu cred chestia asta că s-a spawnat aici un creeper. Deci chestia asta mă bate mă, deci nu vă supărați că am făcut asta. Dar nu mai pot, simt că e nebunesc, simt că iau razna. Nu puteam să-l las să-mi spargă casa. Du-te frate, deci nu cred că se spawnează creeperi. Deci s-a spawnat un creeper la mine în casă. Îmi trebuie lumină în casă. Mult mai multă lumină. Ok, păi luăm din astea. Facem tati, așa nu se mai poate. Facem bețe să fie. Uite-și. Hop. Fă 56 de torțe. Na și pune torțe. Deci, hai să ne gândim unde ne trebuie. Ne trebuie lumină aici. Pune și aici. Unde s-a mai spawnat? S-a spawnat aici. Unde să mai pun lumini? Acolo sus cred că trebuie lumini. Cred că acolo sus trebuie lumini și ne-am pus. Ia să vedem. Hop. Da, cred că pe aici ar trebui să pun și niște lumini. Poate de aici se spawnează? Nu-mi dau seama.
Trebuie să pun foarte multe lumini, deci e prostie faza asta cu spawnatul mobilor unde e întuneric. E foarte prost algoritmul, după părerea mea. A trebuit în jur unde sunt player să nu se spawneze atât de mulți măcar sau ceva, bă, o schemă nouă. Ei spawnează să fie mulți mob, să fie veselie, să ne distrăm. Uite așa, și cum am făcut, mă? Ca să arate măcar simetric. Așa. Încerc să pun și eu, nu mai am până cop. Încerc să pun și eu astea cât de bine pot. Dar cât de bine să pot și eu, că sunt și eu micuț. Nu mă, ăsta, uite aici, așa. Hai, mă. Facem un ăsta, spargem din nou astea. Umplu casa cu torci. Da, e, măcar să nu mai se spawneze creeperi. Bă, dar creeperi, măcar de se spawna ceva mai finuț, nu creeperi. Spawnează de creeperi, om. Da, le-am pus foarte simetric. Uite așa. Pune și pe aici să ne asigurăm că nu se spawnează nici aici. Nu știu, zic și eu. Așa. Deci acum casa dacă nu e luminată, deci e, mamă, e prea luminată, n-ai ce să mai faci cu ea. E foarte luminată casa asta acum. Chiar n-ai cum să nu zici că e luminată. Bun, avem și noi târnăcopul, putem să mergem din nou să mai adunăm piatră, pentru că cu chestia asta vreau să o facem și filmăm doar de 11 minute deja. Și aș vrea deja să mergem să luăm piatră, cum am și spus. Pune și noi o torță aici, una în mijloc. De fapt pot să fac și asta, că acum am shader-ul și pot să văd și eu să am lumină pe unde merg. Bă, ne descurcăm super, super bine. Seria o duce binișor, probabil o să fie o serie foarte lungă. Dar e ok, adică atâta timp cât vă place și iar eu încă am plăcere să postez seria asta, este foarte ok. Dacă o să mă plictisesc de ea la un moment dat, să știți, eu nu o să continui seria. Deci atâta timp cât eu nu mă distrez filmând ceva, măcar cât uși de puțin, știți? Adică să zicem, atunci când deja nu mai devine o plăcere, atunci când deja filmez ceva, uite, să zicem cum ar fi să filmez seria asta, Mr. Mipse să bag, așa, da. Cum filmez, să zicem că aș filma chestia asta forțat, seria asta, știi? Să zicem, uite, nu mai am chef de seria asta, dar eu filmez numai pentru voi. Nu, asta nu o să fac niciodată, asta deja este nașpa, pentru că nu mai e nicio plăcere și eu vreau să fac YouTube să-mi placă, pentru că... Cam asta înseamnă pentru mine YouTube. O plăcere mare. Și dacă nu o să-mi placă, n-o să-l mai fac, că n-are niciun sens, adică bani vin, dar nu așa mulți încât să zici că ai meritat să-ți storci creierii, știi? Oricum nu-ți storci creierii, că nu e o muncă. Adică eu cel puțin o văd ca pe muncă, pentru că mi se pare ceva super, super frumos. Pur și simplu, e ceva care îmi place foarte mult și mi-aș dori să fac chestia asta și pe viitor. Ca jobul meu, să zicem că aș trăi din chestia asta, să fac videoclipuri pentru voi. Și din câte văd, vă ar plăcea chestia asta. Bine, sunt pe drumul cel bun, asta e clar, cu două canale care o duc foarte bine. Muncesc foarte mult la amândouă, da, deci eu zic e ok. Avem. Bun, aici am strâns multă piatră. Cred că o să ne ajungă, momentan ne ajunge, așa cred. Bun, hai acum să ieșim afară și să vedem. Bun. Foarte ciudat Mr. Mips, asta e o textură ciudată. Dar e ok apa, adică apa îmi place. Apa e ok făcută, vedeți și voi. Bun, hai să ne gândim unde să facem acest turn de control. Mă gândeam să-l facem undeva pe aici pentru că n-aș vrea să fie foarte departe de casă. Dar nici foarte aproape ca să zic așa. Deci avem toate astea și gen dacă fac asta de așa. No. Dar dacă vreau să fac slab-uri, dar nu se merită să faci slab-uri. Și cred că o să întrească găleata aia cu apă pentru a curăța pe aici să nu mai fie iarba asta, nașpa. Că nu suport chestia asta, știți ce voi. O să facem așa. Hai. Și dă-i tare, una. Două. Nu așa, bă. Trei. Bun. Uite și aici. Vreau. Nice. Și aici. Și aici. Bă, zic că e super fain. Avem și de-astea. Siduri, o să ne facem șofer, mă, vă dați seama, dar mai încolo. Și acum hai să ne gândim cum începem să facem turnul, pentru că vreau să trească, să mă apuc acum. Păi. Hai să ne apucăm de el, uite așa. Fii atent, că am niște idei, micuțe, dar sunt idei. O să facem ceva de genul ăsta. Un turn, nu, îl vreau foarte lat, îl vreau mai mult pe înălțime. Vreau ca să fie un turn bazat pe înălțime. Chiar din ăsta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 8, mă rog, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, să spunem ca să fie mai ok, 9, hai, ca să se ducă un pic și încoace. Și cred că e super, super fain așa, da, zic e ok.
pune și turnul pe mână în caz de retușuri. Pe aici vreau să fie intrarea în turn. O să fac asta, intrarea periculoasă. Uite așa. Oh, cam sus. Da, ok. Bun. Și acum începem și construim în sus și după o să-l retușăm și în interior. E bine, o să fie un turn făcut special. O să trească să mă gândesc eu la un mecanism pentru a putea pune abonații pe pereți și chestiile astea. Probabil o să fac niște scări, niște chestii pentru a putea să vă pun pe voi pe pereți în înălțimea turnului. Pentru că o să vreau să vă pun într-o înălțime. O să fie ceva cu totul și cu totul inedit și ciudat. N-am făcut asta până acum vă puneam ciudat, nu știu. Aveam un stil foarte ciudat, făceam niște cave-uri ciudate. Dar acum că m-am hotărât cum să fac, o să folosim acest turn pentru care o să muncim. Avem ceva de muncit. Și la el, dar este încă o construcție frumoasă în lumea noastră. O să vă dau și lumea la final de serie, de obicei așa îmi place mie. E o idee bună, zic eu. Bă, zic ok, 1, 2, mai facem. Folosim toate blocurile. Și după dacă îi facem și scări, tot ce mai avem noi nevoie pentru a urca în turn. Pentru că o să am nevoie de scări pentru a cățăra acest turn. Deocamdată nu o să-l termin. Mi s-ar părea stupid să-l termin. Din partea mea. O să facem doar atât. Și o să începem să punem abonații pe pereți și chestii de-astea. Și trebuie să mă și decid cum fac cu torțele, gen, nu știu, să zicem că avem un layer numai de torțe, uite, gen, unul aici și unul aici, să zicem. Cred că, da, i-am pus bine, nu, de fapt, ăla acolo și da, e bine, de fapt. Ia să vedem fără shader cum se vede. Bă, e ok, zic eu. Bun, și acum mai ne trebuie niște chestii. Stați așa. Într-un turn e bine să intri pe două uși, țineți minte, de la fratele vostru. Așa. Mergem. Și luăm. Hai să mai pun și de-astea. Să mă asigur eu că noaptea o să fie lumină, că nu o să se spawneze mobi pe aici, pentru că știți că nu suport chestia asta. Să fie într-o rază mare, torțe multe. Așa. Pentru că nu mai suport mobi ăștia care se spawnează ca fraierii și mă enervează. Să mă asigur că e tot ok. Ori facem o lume șmecheror, nu mai facem, nu? Punem și aici. Și pe aici avem părți. Hai să punem, să avem. Uite așa. Și aici în față. Totul e fine, spargem noi astea. Și la intrare, vreau să iau lemn. Am uitat de chestia asta. Și pe aici ar merge totuși să fac un fel de drumuleț. De ce nu? A, uite că avem și niște din ăsta și aș putea să fac un mic drumuleț cu de-astea așa. Hop, hop, hop. Hop. Hai că am făcut un semi-drumuleț și ăsta, uite, aici, așa. Hai să luăm lemn, că asta vroiam. Vreau să iau lemn, uite, așa. Facem un crafting table, doar pentru a avea aici. Vreau să am toate lucrurile aproape. Deci, un crafting table pus, uite, aici. Și o să avem un dublu chest. Bum, bum. Cu craft, pe, fapt, stai, că avem uși. De ce să fac uși? Ar trebui să am două uși. A, nu, deci casa dacă are două uși, deci trebuie să fac uși, da. Hop, uite așa. Pot să te fac cu alt lemn, dar nu am alt lemn. Poate dacă aș face rost de alt tip de lemn, cine știe, poate mai am. Tocmai l-am mirosit ca prostul unde alta. Și de nu mai am ce tip de lemn. Da, asta e așa, să iau toporul. Poate găsesc e în pădure. Aș vrea să fac de ăsta de birch, gen lemn ăsta alb. Da, asta ar fi o idee bună. Cred că ar fi o idee bună să facem cu lemn alb. Pentru că e cam singurul lemn care mai e prin zona asta în care locuim noi, adică. Ciudat. Și dacă dau pe fancy. Ce ciudat se vede, mă rog. Ok, bun, am luat lemnul. Îl prelucrăm. Și acum o să fac ușile albe ca să fie puțin mai diferit. Că nu-mi place să fac lucrurile la fel. Chiar dacă poate nu se potrivește, a, se potrivește, să știți că se potrivește relativ ușa cu turnul. Turnul o să aibă și el un design, vă dați seama, cu nebunii pe aici, cu niște lemne, cu de-astea, dar probabil o să mai lucrez de la off-camera pentru că e foarte mult de muncă și hai să punem și primii abonați. Zic eu că ar fi mișto să punem și primii abonați, uite așa, și facem așa. Primele 3 sign-uri, hai să punem pentru început un abonat. Că de obicei pun cât un abonat, știți foarte bine că fac chestia asta. Bun, hai să vedem repede pe cine punem pe perete. N-am pregătit nimic, că n-ai un video
Nu știam nici măcar că o să fac chestia asta cu abonați în videoul ăsta deja. Ultimul clip de Alex World. Ăsta cu gata căsuța, 5600 de vizionări și 525 de like-uri. Foarte tare clipul. Și o să îl punem pe... pe... stai să mă uit. Căcălași, pune pe el. O să-l punem pe Alex Flame. Tare e, like. Deci Alex Flame e primul abonat care apare pe perete. Alex Flame, da? Uite, aici, lângă ușă. Alex Flame, boss. Ia uite. Gata, primul abonat care a apărut pe perete. Să vedeți ce perete frumos facem aici. Un turn de la șmecher de control. O să fie super, super tare. Da, vreau să vă mulțumesc mult de tot, fraților, pentru atenția acordată. Sper din tot sufletul v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!